Superliga vă este oferită de Superbet. Atunci când vin rivale tradiționali. Centrare la prima bară, Postolachi peste poartă. Cam generos marcajul făcut de Jeremy Huygebert. Postolachi se va vedea pentru prima dată, cred, să spunem, profunzimea lotului la fiecare participantă din Superliga. Centrare, gol! Jobelo Huygebert ajunge destul de târziu, nu reușește să-l blocheze pe Otele, care sare la sacrificiu. Nu cred să fie vorba, deși se verifică în acest moment la VAR. Iancu și șut din drop pretențios, trecut foarte departe. Și a venit și învârtită. Execuție. Deși cred că e cel mai scund jucător de pe teren, reușește să câștige acel duel aerian. Otele, centrarea pe jos, apare Jobelo. Asta ar fi fost culmea, să mai fie un autogol. Și revedem și faza de mai devreme. Da, respinge Duarte și mingea lovește pe Negru. Și cred că îl lovește chiar în mână. 7 reușite în stagiunea precedentă la Clinceni sub comanda lui Ilie Poenaru. Și o prima modificare deja, iată, iese Achim după doar 36 de minute în locul său. Huygebert, ceva mai mult spațiu pentru Companio, stă excelent în linie cu fundașii arădeni. Companio este însă destul de izolat, dar în același timp foarte greu de deposedat. Continuă Companio, cade de lângă el un adversar, îl depășește pe al doilea, Marche! Pe lângă poartă, ocazie importantă. Vukcevic, ia să vedem. Da, da. Ha, ce șmecher este Companio. E fault. Are dreptate Vukcevic. Duarte foarte aproape să piardă în fața lui Ubing, pierde totuși până la urmă în fața lui Cașini. Superioritate numerică pentru UTA. Cașini, Postolachi, poziție de șut, gol! Pe colțul scurt, în ultimele secunde din această primă repriză, 2-0, 3-1. Postolachi totuși are o finalizare foarte bună, deși părea că a intrat în unghi. Așează bine piciorul pe minge, iată. Cred că doar pe acolo putea să-l învingă pe Popa. Iancu, o schemă, iată, a craiovenilor. Șutul lui Iancu, puțin pe lângă poartă, surprinzătoare această schemă. Cu mingea așezată pentru Iancu, poziție destul de grea, este al doilea șut periculos al lui Iancu din această partidă. Foarte mult efect. Din nou execuție de clasă, la fel cum a fost și în prima. Marche, Bahasa între linii, are spațiu în stânga, îi dă bine lui Companio. Insistă Companio, Bahasa blochează și apoi Iancu. Al treilea șut al lui Iancu. Și șutul lui Bahasa blocat de Alexandru Benga. I-a sărit puțin mingea, cred, lui scurt. Centrarea este la marginea careului. Mic gol! Este gol înscris de Gabi Iancu. Companio, Cașini respinge, mă întreb oare dacă nu cumva era mai bine să-i lase mingea lui Balauru. Nu știu acum dacă au și comunicat cei doi. Cașini intervine
Balaur pare să-i spună că ar fi prins această minge fără probleme. Cașini îi oferă. Asamoa avansează, îl depășește ușor pe Isaac. Oh, șut frumos. Altă față are, totuși priză secundă. Ce dribling, ce dribling al lui Asamoah. Nici șutul nu e deloc rău. Puigebert, diagonala pentru Marche, recentrare, Companio foarte aproape, Iancu în plasă laterală. Cred că a fost offside la Marche. Bine, greu de spus. Liberă, executată chiar de portarul Robert Popa. O intervenție senzațională a lui Companio. Ce ocazie din nou pentru Craiova. Scoate de sub transversală Balauru. Și ce detentă.